și domnilor, bună seara! Vedem știrile orei 20. Caz cutremurător la Vladimir. Ionuț Crăciun, un tânăr de 21 de ani, și-a violat mama și surorile timp de mai mulți ani. În localitate se auzise de ce se petrecea în familia acestora, dar nimeni nu a mers la poliție să spună ce se întâmplă. Ieri însă oamenii legii au aflat de fapta băiatului chiar de la sora cea mare, care nu a mai putut să suporte abuzurile fratelui. Bărbatul a fost reținut și a recunoscut fapta, precizând că a făcut ce a văzut la părinții săi. Tânărul era cunoscut în localitate pentru faptele sale, dar oamenii nu au spus nimic. Ce ai văzut tu așa ceva? La tatu și la mamă. Și ai aplicat cu surorile tale? Nu, am stat acolo. Te-ai culcat cu ele? Nu. Dar ce ai făcut? Am stat așa. Dar mama ta știa? Nu, dar am văzut la tatu și la mamă. Toți localnicii sunt îngroziți de fapta băiatului și recunosc că știau de ce se petrecea în familia lor. Caza cu copiii se știe de mult, ăsta mare care s-a întâmplat, mare o soră mai după el, se auzi de foarte mult timp la fel de relația lor. Iar de ăștia micuți, fetele sunt în clasele primare, dacă nu fi chiar la grădiniță, niște oameni mai înapoiați. Am auzit de mult de fetele ăștia cu frate-su. Dar mare de câțiva ani, ăștia le mici, tot așa, vecinii lor acolo unde stau, le-a văzut cu, tot așa cu frate. Avocatul băiatului Elvis Belgiu a precizat că tânărul a afirmat că le abuza pe cele două surori doar când era băut, însă despre faptul că întreținea relații sexuale cu mama sa nu a recunoscut nimic. Violatorul riscă acum între 10 și 25 de ani de închisoare. De fiecare dată a spus că a fost băut și că a greșit, că îi pare rău, a recunoscut faptele pe care le-a comis, a recunoscut faptul că și-a violat surorile. Mama? Mama nu. Cercetările continuă în acest caz, urmând ca după ce va fi audiat să fie stabilite măsurile prevăzute de lege, a precizat procurorul Emil Moța. Efectuează cercetări față de un inculpat în vârstă de 22 de ani pentru săvârșirea infracțiunilor de incest și viol, relații întreținute prin constrângere cu cele două surori ale acestuia. Tânărul a încercat să abuzeze și de sora cea mică în vârstă de 7 ani, însă nu a putut. Nu același lucru s-a întâmplat cu celelalte două surori de 9, respectiv 18 ani, care au fost supuse la perversiuni sexuale timp de câțiva ani. Cert este că în tot acest timp mama lor știa, însă nu a spus nimic. Acum copilele au ajuns la protecția copilului, a precizat Gheorghe Zisu, purtătorul de cuvânt al instituției. Totodată fetele au fost duse la serviciu de medicină legală din cadrul Spitalului de Urgență Târgu Jiu pentru instituirea de probe de marare anchetei. Paralel s-a instituit măsura de plasament în regim de urgență în unul din serviciile de tip rezidențial din cadrul direcției noastre, unde cele două minore vor beneficia de asistență medicală, vor fi consiliate. Grupare infracțională destructurată de oamenii legii. În această dimineață, polițiștii și procurorii de ICOT, în colaborare cu autoritățile britanice, au efectuat simultan 23 de percheziții, dintre care 19 în județele Gorj, Dol și Olt și 4 în Londra. Procurorii de ICOT din Gorj au reușit să anihileze o rețea de proxeneți. 25 de victime au căzut pradă grupării, printre care și două minore. 25 de tinere, printre care se aflau și două minori, au fost racolate din România și duse în Anglia. Acolo, fetele erau obligate să întrețină raporturi sexuale în urma acestor servicii membrii grupării infracționale, obținând aproximativ 1 milion de euro. Oamenii legii au stabilit că rețeaua de proxeneți a acționat în perioada ianuarie 2010-februarie 2013. În această dimineață, polițiștii și procurorii de ICOT au descins în 23 de locații. O parte dintre ele au avut loc și în județul Gorj. În urma acestor acțiuni au fost reținuți și audiați la parchetul județean 7 suspecți. Ați dus fetele la Londra să se prostitueze? Ești vinovat? Ce ați făcut, doamnă? E adevărat că ați fi dus fetele la Londra să se prostitueze? Ați racolat? Pardon. Ce ați făcut? Concomitent cu desfășurarea acțiunii în România, s-a acționat și în Anglia. Astfel au fost efectuate 4 percheziții domiciliare în Londra, urmând ca persoanele identificate atât în România cât și în Anglia să fie audiate de către procurorii din cadrul DICOT.
Liderul PDL Vasile Blaga ajunge mâine la Târgu Jiu. Președintele democrat liberalilor vine pentru a-și reprezenta moțiunea în cadrul filialei Gorja partidului. Democrat liberalii gorjeni vor trimite la convenția PDL din 23 martie un număr de 69 de delegați. Blaga, unul dintre cei trei candidați la șefia PDL, va ajunge mâine la ora 10 la restaurantul de pe insulița Jiu, unde își va prezenta moțiunea în fața peste 250 de democrat liberali. Acesta este primul aspirant la conducerea partidului care ajunge în Gorj, urmând ca în perioada următoare să vină și Elena Udrea și Monica Macovei. Liderul va veni la Târgu Jiu însoțit de mai mulți parlamentari. Și-a manifestat intenția de a prezenta moțiunea pe care o susține în vederea candidaturii la președinția partidului. Suntem mobilizați, ne dorim să vină. Este prima personalitate din partid care își vine la noi, la Târgu Jiu, la organizația Gorj. Dacă liderul interimar Ion Cupă și-a declarat susținerea pentru Vasile Blaga, președintele de la municipiu Eduard Berca spune că va lua o decizie după prezentarea celor trei moțiuni. O să fiu atent să văd cam ce idei, să zic, de bază sunt în aceste moțiuni și pe cea care susține efectiv reconstrucția partidului sau prezintă cele mai temeinice, să zic, justificări pentru o reconstrucție a partidului, pe aceea o voi susține. La alegerile pentru desemnarea noului președinte al PDL vor participa 5.000 de delegați din toată țara. Agențiile de turism din orașul nostru vin în întâmpinarea gorjenilor cu oferte atractive în această perioadă, atât pentru stațiunile din țara noastră, cât și pentru cele din străinătate. Cei interesați au trecut deja pragul agențiilor de turism târgujiene, iar în perioada imediat următoare sunt așteptați și cei care vor să-și petreacă vacanța de 1 mai sau pe cea de Paște în alte locații decât acasă. Agențiile de turism din Târgu Jiu au în această perioadă pachete turistice interesante și la prețurile accesibile pentru cei care vor să își petreacă timpul liber în altă țară. Gorjenii rămân interesați de țări precum Bulgaria, Grecia și Turcia, iar în ceea ce privește ofertele pentru 1 mai și vacanța din perioada pascală pe care agențiile de turism le pun la dispoziția clienților, oamenii mai așteaptă. În această perioadă, în domeniul străinătății, sunt foarte multe oferte, atât pe destinația Bulgaria, Grecia, cât și Turcia. Micșorat, în sensul că cele mai mari au fost în decembrie, ianuarie, februarie. Acestea pierdându-se, mai avem martie și aprilie 10%, respectiv 15%, depinde de destinație. Solicitări sunt foarte multe, iar pentru destinația de 1 mai, prea puține solicitări avem. Majoritatea gorjenilor preferă să facă sărbătoarea de Paște acasă la noi, însă concluzia este că solicitări pe străinătate sunt prea puține. Reprezentanții agențiilor de turism sunt mulțumiți de situația actuală a solicitărilor pentru că numărul acestora s-a dublat comparativ cu anul trecut și asta pentru că reducerile ajung și până la 20%. În comparație cu anul trecut, putem să spunem că s-a dublat numărul turiștilor. Sunt căutate atât circuitele cât și sejururile. Chiar dacă agențiile de turism au o gamă diversificată de oferte și pentru vacanțele petrecute în țara noastră de 1 mai și vacanța de Paște, gorjenii nu s-au arătat interesați de pachetele turistice pentru moment. Până în momentul de față nu am avut întrebări legate de vacanța de 1 mai. Da, în comparație cu anii precedenți am valorificat foarte bine în această perioadă. Sute de gorjeni nu trec cu anii pe la serviciul de evidență a persoanelor pentru a-și schimba actele de identitate expirate. Majoritatea susțin că nu au avut nevoie de documentele respective. Au aflat că au buletinul expirat numai atunci când le-a fost solicitat la poștă, bancă, poliție sau la plecarea din țară. Prin intermediul polițiștilor locali au fost trimise 220 de invitații în această perioadă persoanelor care au buletinul expirat. Dan Laurențiu, directorul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor Târgu Jiu, spune că recordul în materie de buletine expirate îi aparține unui cetățean din Târgu Jiu care a avut nevoie de 7 ani până să se prezinte la ghișeele direcției să solicite un act de identitate nou. Persoana respectivă spunea că a fost plecată în străinătate. În general, explicația cea mai des întâlnită este că n-au verificat valabilitatea, că nu știau că expiră la data nașterii, că au fost plecați, noi i-am mustrat, să spunem așa, și le-am făcut toate diligențele pentru a pune în legalitate toate aceste persoane care au actele de identitate expirate.
Cea mai mare perioadă? Cea mai mare perioadă din practică am întâlnit-o de 7 ani de zile pe o persoană care fusese plecată în străinătate. Reprezentanții Direcției Publice de Evidență a Persoanelor din Târgu Jiu colaborează cu polițiștii locali din municipiu pentru depistarea celor aproximativ 1700 de persoane care au în prezent buletinele expirate. Amenziile pentru cei aflați în ilegalitate sunt cuprinse între 40 și 80 de lei, fără posibilitatea de a achita doar jumătate din cuantumul lor în 48 de ore. Încă mai sunt persoane care nu s-au pus în legalitate în termenele prevăzute de lege. Vă pot spune, spre bucuria noastră, numărul acesta s-a diminuat de la an la an și ca urmare a acțiunilor care noi le facem în acest sens, vă pot spune că am început anul cu doar 1700 de persoane fără acte de identitate. Chiar zilele acestea, cu sprijinul colegilor noștri de la Poliția Locală, am înaintat aproape 220 de invitații nominale pentru persoanele care în cursul trimestrului 4-2012 nu s-au pus în legalitate cu acte de identitate. Inspectoratul Școlar Județean Gorj intenționează să redeschidă anumite școli gimnaziale din mediul rural, acolo unde sunt îndeplinite condițiile impuse de lege. Aceste unități ar putea fi redeschise la cerințele primarilor, iar un astfel de exemplu este cel de la Topești. Inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, Ion Ișfan, dorește redeschiderea unităților de învățământ din satele gorjene. De aceea, conducerea Inspectoratului Școlar Gorj face apel la toți primarii din județ unde au fost comasate școlile. Cu toate acestea, până acum a fost redeschisă doar școala gimnazială din satul Topești. La Topești, spre exemplu, am redeschis școala gimnazială de acolo. Stau la dispoziție tuturor primarilor care vor să reînființeze școlile gimnaziale acolo unde îndeplinim condițiile pe medii, pe lege și avem minim 10 copii pentru clasele de învățământ gimnazial. Vom aproba reînființarea acestor școli. În localitățile în care există solicitări din partea primarilor, dar școlile generale nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, mai exact să fie minimum 10 elevi în clase, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Gorj va acorda ajutor în funcție de posibilitățile Ministerului Educației Naționale. Astfel, pentru ca elevii să învețe în condiții bune, Inspectoratul Școlar Județean Gorj pune la dispoziția primarilor din unele localități gorjene un număr de microbuze școlare. Unde nu îndeplinim condițiile de lege, îi vom ajuta pe domnii primari, după posibilitățile pe care le are Ministerul Educației Naționale, să le dăm microbuze cu care să îi ducă pe copii la școală în condiții bune, în condiții civilizate. Elevii voluntari ai Colegiului Național Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu au inițiat o campanie de ajutorare pentru Lidia Drăghescu, fetița de numai 8 ani din Tismana, diagnosticată cu cancer. Strângerea de fonduri a presupus un meci de basket dintre CS Energia Rovinar și echipa de basket a liceului și s-a desfășurat aseară la Sala Sporturilor din municipiu. Banii obținuți din vânzarea biletelor, precum și donațiile, vor ajunge în contul bancar al micuței. În acest moment, micuța se află la Spitalul Marie Curie din București, unde urmează tratamentul prescris de medici. Acesta este foarte scump, iar veniturile familiei sunt foarte mici. Din acest motiv, gestul caritabil al elevilor și unora dintre instituții poate fi de mare ajutor pentru viața Lidiei. Tatăl fetiței este copleșit de inițiativa elevilor și de prezența mare a publicului de la meci. Este la București, la Marie Curie. Spital. Da. Face un tratament acolo sau au complicații? Nu, deci face tratament acolo. Le mulțumim din suflet, nu ne așteptam la atâta bunăvoință. De la evenimentul caritabil nu au lipsit reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarmi Gorj, iar din donațiile personalului unității s-au strâns 1400 de lei, bani care vor ajunge în contul Lidiei Drăghescu. Inspectoratul de Jandarmi și Dețeantul Vladimirescu Gorj s-a alăturat campaniei demarată de Liceul Național Tudor Vladimirescu. Astfel, prin contribuții benevole individuale ale personalului unității, s-a reușit strângerea sumei de 1400 de lei, care a fost donată pentru ajutorarea fetiței bolnave de cancer pe care o încercăm să o ajutăm astăzi. Printre cei prezenți la meciul de basket caritabil din seara trecută s-au numărat și reprezentanți ai autorităților locale și județene. Da, e un gest salutabil și le-am spus și organizatorilor mai devreme, sper să fie un model de bună practică pentru toți elevii gorjeni, pentru noi, pentru autoritățile județene, pentru că e un gest foarte frumos.
și inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Gorj Ionici, Fan, a fost nelipsit de la eveniment și salută inițiativa copiilor de a-și ajuta colega. Este un gest deosebit, m-ar bucura ca și alte licee să ia inițiativă și alți elevi să se bată pentru viețile copiilor care sunt în imposibilitate. Fundația de Oncologie Sfânta Ana a inițiat o amplă campanie de ajutorare a copilei prin intermediul presei. Adică acest copil într-adevăr are nevoie de medicamentele respective care nu se găsesc în România și nu se dau pe rețete compensate sau gratuite. Noi am luat legătura cu presa și s-a demarat o amplă campanie de ajutorare a copilului respectiv. Elevi și părinți s-au adunat la oaltă pentru a veni în ajutorul Lidiei Drăghescu. Am vorbit împreună cu părinții mei și ne-am hotărât să donăm. Care încercăm să facem câte un mic gest, dar pentru o cauză nobilă și sperăm toți copiii care se află într-o astfel de situație grea să aibă măcar o șansă și oameni cu o inimă mare care să organizeze evenimente să vină în sprijinul lor. Suplimentarea orelor de educație fizică propusă de Ministerul Educației pentru elevii din clasele primare au împărțit profesorii în două tabere. Unii salută inițiativa și spun că micuții vor avea numai de câștigat, în timp ce restul se plâng că nu au suficiente săli de sport și că mișcarea ar putea ocupa timp prețios altfel alocat studiului. Ministrul Educației Remus Pricopi a declarat că elevii din învățământul obligatoriu vor avea în programa școlară până la 4 ore de sport pe săptămână. Ministrul a precizat că gradual, în următorii 3 ani, toți copiii din învățământul obligatoriu vor avea până la 4 ore de educație fizică și sport pe săptămână. O propunere foarte bună, care nu va face decât bine tinerilor din România, pentru că probabil nu vor fi toate cele 4 ore prinse în trunchiul comun, vor fi 2, cum sunt acum, educație fizică și sport, urmând ca celelalte până la 4 să fie prinse ca și jocuri sportive, copiii să fie obișnuiți cu echipele, construirea echipelor pentru a se desfășura jocuri sportive. Elevii claselor a 3-a și a 4-a vor avea în total 3 ore de sport, 2 ore de educație fizică și 1 oră de joc și mișcare. Deci, din punctul meu de vedere, ca profesor, este un lucru foarte bun, pentru că mișcarea este foarte recomandată la copii și educația fizică nu se rezumă doar la ora efectiv. În aceste 4 ore pot fi făcute foarte, foarte multe activități și alte activități, nu numai programa. Pot fi făcute dansuri populare, drumeții, dansuri moderne, dansuri de societate, tot felul de lucruri la care copiii nu prea au acces, sau dacă au acces e mai greu, pentru că trebuie să aibă sume de bani. Deci, din punctul meu de vedere, este un lucru foarte bun. Sper să fie realizabil acest lucru. Claudiu Alionescu, profesor de educație fizică, spune că este o propunere benefică, deoarece copiii în ultima perioadă sunt atrași mai mult de calculatoare. Educația fizică este o propunere benefică, pentru că generația actuală de copil nu mai face mișcare. Copiii sunt atrași mai mult spre calculator, sunt atrași mai mult spre lucruri statice. Nu mai fac mișcarea care o făceau copiii de altă dată. Astfel, 4 ore de educație fizică este un lucru benefic, pentru că le putem dezvolta mult mai repede spiritul de mișcare. Ne aflăm în o sală de sport. Este o sală destul de micuță. Cum v-ați descurcat cu spațiul acesta? Din păcate, aceasta este infrastructura existentă în condițiile actuale. Dacă s-ar putea, guvernul ar trebui să aloce fonduri și pentru a lucra și la infrastructură, dacă se aprobă aceste 4 ore de sport, pentru că vedeți și dumneavoastră, pe parcursul a tot timpului rece, este foarte greu să lucrezi. Gala celor mai buni sportivi gorjeni va avea loc la sfârșitul lunii martie. Horațiu Gorun, directorul Direcției Județene de Tinere și Sport Gorj, spune că organizează și anul acesta, din sponsorizări, premierea celor mai reprezentativi sportivi ai județului pentru rezultatele excepționale obținute în concursurile interne și internaționale în 2012.
În cadrul acestei gale vor fi premiați cei mai buni dintre sportivii gorjeni. Directorul Direcției Județene de Tinere și Sport, Horațiu Gorun, spune că se organizează această gală la sfârșitul lunii martie din sponsorizări. Cei mai buni sportivi din 2012 vor primi plachete, diplome și o mică atenție financiară. Suntem pe punctul de a organiza gala celor mai buni sportivi, chiar dacă am amânat-o, ea fiind programată în ianuarie, acum suntem pe punctul să o organizăm în parteneriat cu Clubul Sportiv Pandurii. Am discutat pe această temă și cu domnul director al clubului, cu domnul Mihai Prunariu, și suntem pe punctul să o organizăm. O să obținem banii pentru premiere din sponsorizări, exclusiv din sponsorizări. Revenim în câteva momente cu știrile din sport. Pandurii au câștigat duelul cu Vaslui și cu o doză mare de noroc. Dubla lui Matuleviciu să le-a adus victoria elevilor lui Pustai, care au fost ocrotiți de șansa la ocaziile imense ale moldovenilor din final. Vasluienii au început în forță derbiul de la Târgu Jiu și au ratat primele mari ocazii prin Varela și Buhescu. Elevii lui Pustai au echilibrat însă repede partida și puteau deschide scorul la devierea lui Varela, care nu l-a păcălit însă pe Cernia Uscas. Același lituanian din poarta Vasluiului a intervenit salvator la șutul lui Nistor un minut mai târziu. Golul a venit până la urmă de la lituanianul Pandurilor Matuleviciuș. Acesta a reluat perfect cu capul după centrarea lui Ungurușan. Bucuria nu a durat însă decât 5 minute. Jumis a profitat de o bâlbuială în apărarea gorjenilor și l-a executat pe Mingote. Același Matuleviciuș a decis însă meciul după o gafă de proporție portarului moldovenilor. Cerniausca s-a degajat în atacantul Pandurilor, iar scorul a devenit 2-1. Hizo s-a luat cu mâinile de cap la ocaziile imense ale elevilor săi din final. Mai întâi Buhescu nu a nimerit spațiul porții singur cu Mingote, apoi Antal a reluat defectuos cu capul din poziție ideală, pentru ca în prelungiri torpila lui Stanciu să treacă foarte aproape de vincul. A fost însă seara Pandurilor, care au ținut de rezultat și s-au bucurat la final. O victorie foarte importantă. Jocul însă nu s-a ridicat chiar la înălțimea așteptărilor. Să până la urmă contează foarte mult cele trei puncte puse în joc. Era un meci în care ne dădeam un examen de maturitate și până la urmă l-am luat și cu puțin noroc. Nu, am suferit prea mult pentru ea, nu o vreau din primele minute, dar e bine când vine și mai târziu. Și sper că Matuleviciu s-o ține tot așa. Prin dubla reușită cu Vaslui Matuleviciu s-a ajuns la 5 goluri înscrise în acest sezon. This game meant we win this game. Nu sunt neapărat rău, toată echipa a muncit și a dorit această victorie, ne-am dorit victoria și până la urmă am obținut-o. Muncesc mult, treaba mea este să înscriu goluri și asta e cel mai important până la urmă. Omul meciurilor, deocamdată. Este un mod plăcut de a demonstra unui antrenor că s-a păcălit într-o primă fază. Pandurii au plecat să sărbătorească victoria cu Vaslui la o pizza. Le-am zis jucătorilor că o să fac cinste cu o pizza și vreau să-i adun pe toți ca să putem povesti, pentru că e foarte important în această seară să stăm împreună și să ne liniștim. Deocamdată e o euforie frumoasă și o lăsăm să fie așa, dar e bine să fim împreună, să putem tempera acest lucru. Ieșiți la pizza după meci? Da. Acum chiar mergem la hotel, mâncăm o pizza împreună și apoi mergem acasă. Așa o să fie după fiecare meci? Noi sperăm să fie așa, după fiecare victorie, după fiecare meci. Pandurii au profitat de meciul cu Vaslui pentru a strânge bani pentru micuța Lidia Drăghescu, o fetiță de 8 ani afectată de o boală gravă. Din sponsorizări, donațiile făcute de spectatori, dar și de la jucători și conducere, s-a strâns suma de 5.600 de euro necesară Lidiei pentru tratament. Victoria cu Vaslui le deschide drumul Pandurilor spre calificarea în Europa. Trupa lui Pustai are acum 4 puncte avans de următoarele cu 13 etape înainte de final. În timp ce Pustai își îndeamnă elevii să rămână cu picioarele pe pământ, șeful Condescu visează să prindă din urmă liderul Steaua. Pandurii visează cu ochii deschiși la calificarea în cupele europene. Victoria cu trupa lui Hizo i-a dus pe Gorjeni la egalitate cu locul 2 ocupat de Astra, la 4 puncte avans de Petrolul și 5 de Vaslui și Dinamo. Pusta îndeamnă însă la calm după primul derby câștigat din retur. Și astfel ne-am consolidat poziția pe podium. Nu este nici pe departe terminată această luptă pentru locurile de Europa League. Greu încă vine, pentru că dacă ne propunem Europa League, trebuie să învingi Vaslui, trebuie să învingi Petrolul, trebuie să învingi Dinamo. Ați luat o turnură importantă spre Europa acum, după această victorie? Ce crezi? Da, eram în luptă directă cu Vaslui, eu zic că da. Avem o... Pot să zic, da, cum a spus și dumneavoastră, avem o...
o victorie importantă. Ce-ați făcut următorului Vicius în pauza de iarnă? Nu știu, nu ne-a făcut nimic. Soția lui, nu știu. Victoriile cu Ceahlăul și Vaslui au dat aripului Marin Condescu, șeful Pandurilor visează acum chiar la recuperarea distanței de 12 puncte față de liderul Steaua. E un pas mare spre Europa, domnul președinte? Spre calificare? Un pas sigur. Cu cine vă luptați până la final? Care rămân adversarele principale? Cu Steaua. Vă puteți la titlu? Am zis locul 4. Steaua mai poate fi prinsă? Mă gândiți la locul 1? Orice e posibil. Am zis jucătorilor că important e să rămânem cu picioarele pe pământ și în vigilia asta să ne păstrăm întreaga fire. Unii își pierd capul, poate. Pandurii sunt acum la cota 41 de puncte, iar Pusta speră să ajungă la minim 60 până la finele sezonului. Vedem în continuare datele despre vreme. Și domnilor, cu aceste informații încheiem știrile orei 20, nu înainte de a vă reaminti că acum ne puteți urmări și online pe www.gorjtv.ro. Rămâneți cu programele noastre, urmează editorialul Pilula cu glazură de cianură realizat de Ovidiu Popescu. O seară bună tuturor!